mai greu cu aia care sunt deja pierduți când te-ai ridicat. Se întâmplă câteodată că avem câte o mașină care prinde rugina pe ea. Și dacă vrei să rezolvi problema, pui mâna pe o perie de sârmă și dai rugina jos. Și o dai jos pentru că consideri că mașina e importantă, nu? De asta pui mâna pe pierea de sârmă și înainte să dai vopsea, dai cu pierea de sârmă. Dacă ai da direct cu vopsea peste rugină, cel mai probabil vrei să vinzi mașina, nu? Cel mai probabil. Și necinstit. Acum este adevărat că uneori trebuie să pui și mâna pe cleștele alea de tăiat tablă. Că e prea multă rugină. Nici n-ai unde da cu vopsea. Câteodată eu am mai dat cu pierea de sârmă. Și unii s-au simțit așa de incomod. Și urma, iar îl chem pe fratele Andrei. El e mai cu pierea de sârmă, mai cu forțele alea de tăiat tablă. Însă trebuie să facă și cineva treaba asta, nu? Așa că dacă câteodată când vă uitați la mine, vă vine în cap că scupirea de sârmă, îs destui vopsitori, să știți. Îs suficienti din ăștia. În seara aceasta, totuși, nu vreau să vorbesc despre lucrul ăsta, dar imaginea vă va ajuta. Ci să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea 2 Petru. Și nu vom citi la început textul, dar îl vom parcurge pe parcursul, în timpul acestui mesaj. Un pasaj care vorbește despre viața creștină în comunitate. Că Dumnezeu n-a rânduit niciodată să fim hoinari, singuri, pe pământul acesta. Ci să trăim într-o comunitate. Și am înțeles că ați avut o săptămână de poș și rugăciune, nu știu pentru ce v-ați rugat, pentru ce ați postit. Dar cu siguranță capitolul acesta ar fi un motiv foarte bun de rugăciune și de post. Ca să fim ceea ce trebuie să fim, ce ne cere Dumnezeu să fim. Și despre această viață creștină în comunitate aflăm câteva lucruri. În primul rând, în versetul 1 se spune Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, el e prezentatorul, el e predicatorul în seara aceasta, ne spune lucruri despre viața creștină către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Viața creștină, în primul rând, se primește de la Dumnezeu. Zice acolo în text un cuvânt pe care vreau să-l observați, către cei ce au căpătat. Noi toți suntem niște cercetori spirituali care am primit de la Dumnezeu viața creștină. N-am câștigat-o, nu i-am dat ceva lui Dumnezeu pentru ea, ci am căpătat-o. Să știți că în multe adunări evanghelice a intrat aceeași mentalitate ortodoxă. Că noi nu, zice, nu suntem mântuiți, vom vedea că nu o fi mântuiți la final. Ajungem la balanță și Dumnezeu pune faptele bune, mergem la biserică, rugăciunea, cântatul, și într-o parte faptele rele. Și o să vadă la cântar care cântărește mai mult. Asta nu este mântuirea din Sfânta Scriptură. Mântuirea pe care o dă Dumnezeu este o mântuire primită prin dar. Îi căpătată. Mai spunem noi despre unii oameni, Doamne, s-a ajuns și ăsta. Așa suntem noi din punct de vedere spiritual. Ne-am ajuns nu datorită strovogărilor noastre, ci datorită lui Dumnezeu. Și sunt multe texte în Sfânta Scriptură care arată lucrul acesta. Vă citesc 1 Tit, capitolul 3, unde spune Scriptura. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu. Nu! Prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9. 2 Timotei, capitolul 1. Uitați ce spune Pavel. Sunt multe pasaje în Sfânta Scriptură, dar e important de ținut minte aspectul acesta. Pavel zice așa. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre. Acum, cuiva îi vine imediat în minte. Asta înseamnă că noi trebuie să facem fapte? Nu înseamnă asta. O să aflăm imediat ce rol au faptele. Dar important e să știi că viața creștină îți este dată de la Dumnezeu ca un dar. E căpătată. Se sărbătorește anul acesta 500 de ani de la Reformă. Cred că Luther spunea că noi suntem niște cerșetori care am fost îmbogățiți de Dumnezeu și ne ducem să spunem la alți cerșetori. Vine să vezi unde e bogăția în Evanghelie.
în Evanghelie. Dumnezeu nu ne mântuie pe baza strofocărilor noastre. Să știți că asta e o veste proastă pentru mulți oameni din adunări, care au stat zeci de ani în adunări și au crezut că poate să cumpere favorul lui Dumnezeu. Cum? Eu am cântat atâția ani degeaba. Cum eu m-am rugat atâția ani degeaba? Cum eu am umblat în misiunea atâția ani degeaba? Nu degeaba. Vei fi răsplătit pentru asta. Dar nu vei fi mântuit pentru asta. Ești mântuit prin harul lui Dumnezeu. Ai căpătat de la Dumnezeu. Auziți, interesant ce spune. Spune că am căpătat de la Dumnezeu în versetul 1, și către cei ce au căpătat o credință. Tu zici că suntem mântuiți prin credință, dar și credința ai căpătat-o de la Dumnezeu. Și atunci te putea gândi în felul următor. Și unii oameni raționează în felul acesta. Deși nu e o raționare biblică. Dom'le, dacă și credința vine de la Dumnezeu și eu sunt mântuit prin credință, atunci eu ce să fac? Ce să fac? Pare să fie un fel de logică aici, nu? Suntem mântuiți prin credință și credința de la Dumnezeu. Eu ce să fac? Eu sunt necredincios. Ce să fac ca să fiu mântuit? Păi Biblia spune crede. Păi nu-i spus mai înainte că și să crede darul lui Dumnezeu. Că așa spune text, nu ți-am spus eu. Că am căpătat credința de la Dumnezeu. Credința este punctul în care nu mai alergi, nu mai fugi. Nu mai încerci să procuri, tu nu mai încerci să-i demonstrezi, să-i dovedești lui Dumnezeu ce-ai făcut într-o parte și alta. Este punctul în care te oprești la crucea Domnului Iisus Hristos și recunoști și accepti că s-a făcut deja totul pentru tine. În persoana Domnului Iisus Hristos. Aia este credința. Și dacă ești necredincios, nu poți zicea, dacă atunci Dumnezeu face mântuirea, eu nu mai fac nimica. Nu, ca să vii la adunare nu trebuie să fii mântuit. Trebuie să te ridici din pat să te duci la adunare. Ca să citești Sfânta Scriptură, nu trebuie decât să știi abecedarul și să fii învățat să citești. Că prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu vine credința. Vrei să ai credință? Vino să asculți Cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să ai credință? Citește Cuvântul lui Dumnezeu. Să-ți îndoie genunchii și să scrii la Dumnezeu disperat că ești nemântuit și te duci în focul iadului, nu-ți trebuie nimic special decât mintea care ți-a dat-o Dumnezeu în cap. Și să spui, Doamne, am și eu nevoie să mă opresc din alergătura asta vieții. Nu mai vreau să-ți demonstrez nimic. Știu că nu pot cumpăra mântuirea. Ce nebunie a fost în mintea mea să cred că pot face ceva ca să egalez valoarea jertfei Domnului Iisus. Mă opresc din hoinărea asta în lume. Și primesc ceea ce tu îmi dai. Mântuirea este căpătată de la Dumnezeu. Așa se primește viața creștină. Auziți, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A fost altul care a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu. A fost altul care a cumpărat mântuirea noastră. Nu noi. În al doilea rând, spune Scriptura care este principiul pe care funcționează această viață. Cum funcționează viața? Și am predicat odată într-o biserică creștină după Evanghelie. Dar și dacă aș fi predicat la baptiști și la pentecostal, cam același a fost rezultatul. Despre mântuirea prin har. Și când m-am pus jos, s-a ridicat un frate și a spus... Fraților. Ce a spus fratele Andrei? Așa este, așa spune Biblia, că suntem mântuiți prin credință. Dar? A fost mântuit prin credință. Acum trebuie să pui și tu ceva acolo, nu? Că nu se poate. Măcar după aceea n-ai pus la început, dar după aceea să pui. Și într-un fel unii oameni cred că și spun lucrul ăsta și predică și învață, dacă tu faci un pas către Dumnezeu, El face câți? Numai doi? Am auzit că face și 1000 în alte părți. Aici numai doi. Slăbuți. Nu! Vă întreb, unde era dumneavoastră când Dumnezeu a gândit planul de mântuire? Numai în mintea lui Dumnezeu era. Unde eram noi când Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi? Unde era? Mică era. Numai în mintea lui Dumnezeu. Unde eram noi când Duhul Sfânt ne-a cercetat, ne-a străpuns inima, ne-a atras? În groapa mocirile era. Urători de Dumnezeu. Rebeli, răzvrătiți, păcătoși. Și El a venit după noi. N-am făcut noi un pas către Dumnezeu. Să nu credeți lucrul acesta. Și El s-a îndreptat cu fața către noi și ne-a luminat. Dar ne arată cum se continuă. Care e principiul prin care continuă această viață credință? Auziți versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Pavel în Efeseni, capitolul 2, vorbește despre nemărginita bogăție a harului său. Nemărginita bogăție a harului său. Dumnezeu nu te-a mântuit prin har și te ține după aceea prin fapte. Că ne-a spune Pavel ca galatenilor. O, galateni nechipzuiți. Vreți după ce ați început prin Duhul să terminați prin fire? Prin faptele legii? Noi producem fapte bune, fapte ale credinței, dar le producem prin puterea Duhului Sfânt, nu prin strofocările noastre. Și nu le producem ca să câștigăm har de la Dumnezeu, ci le producem pentru că avem deja har de la Dumnezeu.
Și spune Pavel, harul și pacea să vă fie înmulțite, să vă fie crescute. Vreți să aveți har? Noi ne mai salutăm unul. Frate să ai har, soră să ai har. Au avut o cântare cu har, au avut o predică cu har. Cum știi că a fost o cântare, o predică, că e o biserică cu har sau e o biserică fără har? Cum știi? Cum îți dai seama? Păi ne spune textul. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Unde este cunoaștere de Dumnezeu, este har, favoare, îndurare de la Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu. Pavel spune, am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care lucrează în mine. Unei productivitate spirituală, unei creștere spirituală este har. Și unde este har înseamnă că este cunoaștere de Hristos. Hristos este sursa harului. Dacă cântările noastre vor gravita în jurul Hristos, dacă rugăciunile noastre vor gravita în jurul Hristos, dacă predicile noastre vor fi pline de Hristos, atunci va fi har. Și nu știu de ce unii renunță la predicarea lui Hristos, la cântarea lui Hristos, la rugăciunea către Hristos, pentru predici moraliste și tot felul de filozofii și teorii și tot felul de lucruri. Și se cătuiesc adunările de har. Harul, păi, nu-i niciun secret. Harul vine în relație cu Domnul Iisus Hristos. Te ții de Hristos, este har. Ne arată apoi, în al treilea rând, proviziile pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru viața, pentru viața creștină. E o mare, o mare. Mult timp din viața mea am fost foarte dezamăgit de pocăința pe care o auzeam predicată. Că de la amvon auzeam predicat. Fraților, trebuie să fim răbdători. Fraților, trebuie să nu mai facem aia. Fraților, trebuie să facem aia. Trebuie. Și așa, în mintea mea, pe toți pereții adunării erau scrise numai legi. Să nu faci aia. Numai interdicții și porunci. Nu așa e viața de credință. Deși viața de credință conține multe porunci, totuși Dumnezeu începe prin a da niște provizii ca să putem trăi viața aceea. Pentru urmează să ne dea niște porunci, dar înainte să ne dea poruncile, spune că Dumnezeu ne-a dat niște provizii. Auziți ce spune? Dumnezeiasca Lui putere ne-a dorit tot ce privește viața și evlavie. Cred că de fiecare dată când am fost aici, v-am povestit despre creștinii ăștia ofiliți, supărați, apatici, apăsați, gârboviți de viață. Cum-i, frate? Cum-i viața? Greu, frate! Greu! Ce reclamă-i faci de Dumnezeu? Extraordinar! Ce spune Scriptura? Dumnezeiasca Lui puterii ne-a dăruit tot ce primește viața și evlavie. Nu fi Dumnezeu, te-a mântuit, acum să te văd, mă! Tu chiar atât de slab ești? Tu chiar nici din stare să-ți duci mântuirea până la capăt? Tu nici măcar atâta lucru nu poți să faci. Nu spune că Dumnezeu, prin dumnezeiasca Lui putere, este o putere dumnezeiască, nu este o putere îngerească, nu este o putere naturală, nu este o putere omenească, este o putere dumnezeiască, care poate să realizeze orice. Această putere dumnezeiască a lucrat în noi și ne-a dăruit la timpul trecut tot ce privește viața și evlavie. Nu există nicio scuză care să poată să reziste, să supraviețuiască în fața acestui verset. Nu am niciun motiv să trăiesc în păcat. Nu am niciun motiv să nu obiluiesc un obicei prost. Nu am niciun motiv să nu ies din starea păcătoasă în care mă găsesc. Niciun motiv. De ce? Că Dumnezeu mi-a dat tot ce privește viața și evlavie. Sunt fără scuze eu și dumneavoastră în seara asta. Că Dumnezeu spune la timpul, v-am dat deja tot ce privește viața și evlavie. Tot! Poate e prunci mici, poate ți-e greu la lucru. Poate e tot felul de lucruri și vine în minte gândul ăsta de la diavol. Frate, dar tu nu știi prin ce trec eu. Probabil că nu știu. Dar a știut Dumnezeu dinainte și ți-a dat dumnezeiasca Lui putere. Asta e vestea bună. Și de asta ar trebui să-ți îndrepti spatele, folosesc acest limbaj, din punct de vedere spiritual, și să crezi ce spune Dumnezeu, că dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Și uitați, spune din nou, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Cum vine puterea Lui Dumnezeu în noi? Cum vine? Facem un fel de yoga creștin, stăm așa în niște meditații noastre transcendentale, să primim ceva putere de la Dumnezeu, vine relație cu persoana Domnului Iisus Hristos. Vrei să-L onorezi pe Hristos? Îl cunoști pe Hristos? Îl cauți pe Hristos prin cuvânt? Cu cât te alipești mai mult de Hristos, cu cât ești mai mult atras de Hristos, cu cât îl cunoști mai mult pe Hristos, cu atâta vei experimenta mai multă putere în viața ta de a trăi viața creștină. Direct proporțional. Trăirea creștină este direct proporțională cu cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Așa vine. Și spune că ne-a mai dat ceva. Folosește două ori expresia ne-a dat. Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Niște promisiuni. În promisiunile acelea afli tot ce ți-a pus Dumnezeu la dispoziție ca să trăiești viața de credință. Și aceste promisiuni ale Lui Dumnezeu sunt noi în fiecare dimineață.
Nu sunt niște promisiuni pe care le citesc în Biblie, zic, vechi de 2000 ani. Oare mai valabile astăzi? N-au termen de expirare. Promisiunile lui Dumnezeu. E important să știi promisiunile lui Dumnezeu, pentru că nu vei putea împlini poruncile lui Dumnezeu fără să știi promisiunile lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți dă o poruncă, pentru fiecare poruncă ai o promisiune în care ți se dă tot ce este necesar să împlinești porunca respectivă. Ele nu trebuie despărțite niciodată. Poruncile lui Dumnezeu de promisiunile lui Dumnezeu. Dar întâi au venit promisiunile prin care Dumnezeu ne-a ridicat, ne-a binecuvântat, ne-a mângâiat, ne-a întărit. Ce bine să cunoaștem promisiunile. Dacă vi s-ar da o foaie și un pix în seara asta, știți să spun. Scrie toate promisiunile care le știi cu din Sfânta Scriptură. Oare câte am scrie? Porunci am ști multe, nu? Știm așa de bine ce ne spune Dumnezeu să facem. Dar oare nu-L jignim noi pe Dumnezeu când nu cunoaștem, nu băgăm în seamă, nu le căutăm promisiunile Lui? Promisiunile Lui care conțin binecuvântările, bogățiile Lui eterne, spirituale. Este trist lucru acesta, să nu știi făgăduințele lui Dumnezeu. A zis, nespus de mare și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Noi avem o fire umană păcătoasă care ne trage în jos, nu? Vrei să faci atâtea ori binele și te trezești făcând rău. Și vii de atâta timp la adunare și citești de atâta timp Biblia și te rogi de atâta timp și cânti de atâta timp și ar fi trebuit să fii strălucitor ca un arhanghel la câte predici ai auzit. Dar nu ești. Și nici eu nu sunt. Și un motiv pentru care suntem încă slabi este pentru că nu cunoaștem aceste promisiuni, pentru că Petru leagă lucrul ăsta, zice, prin promisiunile lui ne facem părtași firii dumnezeiești. Este o taină aici, nu pot să înțeleg exact. Cum mă fac eu părtaș firii dumnezeiești? Trebuie numai să crezi lucrul acesta. Că din Dumnezeu se comunică în ființa ta spirituală ce este necesar ca tu să trăiești cum vrea Dumnezeu. Să semeni cu Dumnezeu, cu Tatăl tău ceresc. Zice, după, se întâmplă asta după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dacă a fost lucrul ăsta în viața ta, să fii părăsit pentru totdeauna stricăciunea lumii. Să nu mai dai cu ochii peste gara. Când era în lume, ce bine era. Nu? Ăsta este un om care s-a întors cu adevărat cu Dumnezeu. Da? Astea sunt proviziile. Nu știu, dacă dumneavoastră mai aveți scuze, eu nu am când citesc versetele astea. Dumnezeu ne-a dat dumnezeiască lui putere. Ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Ne-a dat cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Ne-a dat chemarea aceasta prin slava și puterea lui. Ne-a chemat în felul acesta. Ne-a dat făgăduințele lui de mari și scumpe. Prin făgăduințele astea ne facem părtașii firii dumnezeiești. Am ieșit în trecut, am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Sunt provizii extraordinare. Ca să trăim o viață cum vrea Dumnezeu. Apoi ne arată Petru la versetul 5 până la versetul 9. Ne arată practica vieții creștine. Vezi, Dumnezeu ne dă provizii nu ca să stăm degeaba. Ne-a dat niște provizii ca să acționăm. Acum, logica, să vă spun logica unora. Unii zic așa, dacă Dumnezeu ne-a dat tot. Mă, ce veste bună, Dumnezeu ne-a dat tot. Acum putem să stăm bine, mersi, ne punem în capul pe perdă spirituală și să așteptăm venirea Domnului. Nu, că așa au spus fratele, că Dumnezeu ne-a dat tot. Nu mai ai nicio treabă acum. Dumnezeu ți-a dat tot, faci El tot, nu? Petru nu spune așa. Să vă dau o imagine. Dacă ți-ar spune nevasta sau mama, masa e gata. Ți-ar fi acolo plină masa, belșugată de mâncări. Tu ai sta în patul ăla și zici, dacă masa e gata, la ce să mă mai ridic degeaba aici? Și așa masa e gata, e pusă, de ce să mă mai ridic de la masă? Doamne, dacă ți-ar spune că masa e goală, poate îi spune că nu te ridici. Așa atunci ar fi bine să te ridici, să te duci să-ți faci singur mâncare. Dar cu atât mai mult când spune că masa e plină, te ridici și te duci cu chef. De ce? Că este acolo ceva de mâncare. La fel când Dumnezeu spune, ți-a dat tot ce privește viața și evlavia, tu ce vei spune? A, nu mai fac nimic acum înainte. Nu, din potrivă vei spune, fiindcă mi-a dat tot ce privește viața și evlavia, de aceea voi face tot ce dorește Dumnezeu de la mine. Și de aceea Petru introduce următoarea secțiune care vorbește despre practica vieții creștine, ca o concluzie, ca o implicație și spune, de aceea, fiindcă frate Elvis, frate Andrei și ceilalți frați și surori care suntem aici, fiindcă Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, de aceea și tu fă următoarele lucruri. Este un efect. Ceea ce eu fac ca și credincios este un efect a ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Este un rezultat a ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Da? Este un rezultat.
De aceea dați-vă și voi toate silințele. Niciun Iob de pe pământul ăsta nu-i place să fie silit. Și nicăieri în Biblie Dumnezeu nu ne spune să-i silim pe alții. Și din limbajul nostru democratic, în care fiecare face ce vrea, democrația prost înțeleasă, a dispărut conceptul ăsta de silire. A sili înseamnă să obligi pe cineva, nu să-l forțezi. Vă mai siliți copiii? Nu? Foarte rău. Că uneori nu vor. Sau și-l silești. Acum, metodele pe care le folosești pentru a-l sili să facă ceva, pot să difere de la caz la caz. La eveniment la eveniment, de la lucru la lucru, da? Dar Biblia spune, în primul rând, că trebuie să ne silim pe noi. Când unii frați și unele surori sincere și întreb, dar de ce n-ai venit miercuri la adunare? Sau joi? N-am avut chef. Dar de ce n-ai citit din Biblie? N-am simțit. N-am simțit. Acum, dacă te gândești puțin, negația asta cu cuvântul simțit, ia sunt cuvânturile. Nu simțit, dar nu știți dumneavoastră. Nu simțit. Îi lipsesc simțămintele sfinte. Ce spune Petru să faci? Să te silești. Nu-ți vine mâine dimineață să citești din Biblie. Te înțeleg, nici mie nu-mi vine câteodată. De multe ori. Ce să faci? Silește-te. Probabil că cei mai mulți dintre noi care suntem în seara asta aici, nu suntem oameni care la 4 dimineața ne trezim așa cu un chef, fumune o Biblie repede. Rugăciune. Cântare. Citire din Sfânta Scriptură. Zice, eu mă trezesc cu 2-3 ore înainte să mă pregătesc pentru ziua asta. Că știu că vă bătălie. Probabil, dacă dumneavoastră sunteți așa la probă, vă văd deja ca pe niște îngeri proslăviți pe pământ. Dar bănuiesc că nu sunteți așa. Și dacă nu sunteți așa, trebuie să înțelegeți că viața creștină în multe ocazii și de foarte multe ori este o viață de silire. De silire. Nu-ți vine să faci o grămadă de lucruri. Nu ai chef să le faci. Nu simți să le faci. Te înțeleg. De aceea Dumnezeu spune, silește-te să faci lucrurile alea. Pavel în 2 Corinteni spune, de aceea ne silim să-i fim plăcuți în orice lucru. Știind că vine o zi a răsplătirii. Și se silește să facă lucrurile. Eu nu voi lăsa simțămintele mele, sentimentele mele depravate, stricate, să-mi dicteze viața mea. Ci voi lăsa ca și copila lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să dicteze viața mea. Și dacă nu simți, tot faci ce spune Biblia să faci. Și dacă nu simți să te trezești într-o dimineață, să te duci la lucru, te duci, pentru că știi că trebuie să te întreții familia. Și dacă îi ții odată de două ori, te dă afară de la lucru. Te silești să faci lucrul ăla. N-ai chef, dar te silești. Și de atâtea ori ne silim în lucrurile de care ne pasă nouă, dar nu ne silim în lucrurile lui Dumnezeu. Nu vă lăsați viața ghidată de simțăminte. De chef. Ci siliți-vă. Pentru că Dumnezeu v-a pus la dispoziție o putere dumnezeiască care vă ajută să vă siliți. Ce să ne siliți? Să facem ce? De aceea siliți-vă, eu zic, ca să uniți cu credința voastră fapta. Aici aflăm care e rolul faptei. Fapta nu are rolul de a ne mântui. Fapta este un rezultat al credinței. Spune să unim cu credința fapta. Înseamnă că ai deja credința. Păi unde ai credința? Ți-a spus în versetul 1 de unde o ai. Dar este de datoria ta și de responsabilitatea ta să ai o credință productivă, roditoare. Ortodoxii spun despre noi, pocăiți ăștia, zic că fapta nu are niciun rol. Nu zic pocăiți că fapta nu are niciun rol. Pocăiții spun că fapta nu are niciun rol în a te mântui. Dar tot pocăiții mai spun că o credință adevărată este o credință care produce fapte. De ascultare, de supunere față de Dumnezeu. Asta spun pocăiți. Pentru că, vă uitați la Pavel, de exemplu, în Efeseni, capitolul 2, versetul 9 și 10, spune, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și versetul următor spune, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Adică faptele bune vin după mântuire. Demonstrează mântuirea. Acum, nici practic acuzația asta care ni se aduce nu e adevărată. Pentru că oriunde într-o societate au fost credincioși și pocăiți, societatea a fost mai bună din orice punct de vedere. Din punct de vedere al vieții civice, sociale, din punct de vedere financiar, economic,
Din orice punct de vedere, societatea a fost mai bună unde au fost pocăiți. Acuzația nu funcționează, nu e reală nici când te uiți în Biblie, nici când te uiți în realitate. Unde au fost credincioși, oameni care au credință, adevărat, au avut odată cu credința lor și fapte. Numai că credincioșii, pocăiții, explică bine care e legătura dintre credință și fapte. Nu-i fapta înaintea credinței, ci o credință care duce la fapte. Să nu ne mințim pe noi și ne să spunem, a, suntem mântuiți prin credință, înseamnă că faptele n-au niciun rol. Nu, au un rol. Au un rol de a autentifica că ai o credință adevărată. Cum știm noi care are credință falsă? Sunt oameni care au credință falsă. Dar ne trezim. Că Iacob nu avertizează degeaba. Tu îmi spui că ai credință. Arată-mi! Să văd credința aia în faptele tale. Că și dragii crești să-mi fioare. Și provocarea lui Iacob e valabilă pentru noi astăzi. Așa se face diferența între credincioși falși și credincioși adevărați. Cei care au o credință vie și cei care au o credință produsă de ei. Credința vie produce fapte, o trăire după voia lui Dumnezeu. Însă vedeți dumneavoastră ce fapte? Ce fapte? Sunt atei în lumea asta. Sunt oameni care nu au niciun interes pentru Dumnezeu și sunt oameni care se poartă frumos cu nevestele lor. Sunt oameni muncitori. Mai spunem noi despre unii dintre ei, îi mai bun decât un pocăit. Nu numai nu e botezat. În rest, eu nu am bun. Am un vecin tare bun. Tare bun. Chiar astăzi povesteam la amiază cu cineva drag mie despre un necredincios, un om extraordinar. Un om de încredere. Care și-a lăsat pe mâna altuia tot felul de lucruri. De încredere, domnul. Avea încredere omul. Un om care, ca un neamț, lucrează în afacere. Ce să zic? Un om extraordinar. Deci noi, bă, ăsta ar fi bun la noi. E așa de serios. Deci un om care face fapte bune. Păi dacă ăla poate să facă fapte fără Dumnezeu, de ce nu mai spune Petru să unim cu credința noastră fapta? Pentru că fapta fără credință, nu doar că nu e contabilizată înaintea lui Dumnezeu, este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Orice faptă pe care o fac, trebuie să o fac prin credință, adică în dependență de Dumnezeu. O fac după voia lui Dumnezeu, asta înseamnă să o fac în credință. O fac prin puterea lui Dumnezeu, asta înseamnă să o fac în credință. Și o fac pentru slava lui Dumnezeu, asta înseamnă să o fac în credință. Înseamnă să depind de Dumnezeu. De asta spunem, întâi credința. Relaționarea la Dumnezeu, dependența totală de Dumnezeu, aia duce la fapte bune. La fapte apreciate de Dumnezeu, răsplătite de Dumnezeu. Restul nu au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Ca o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Fapte făcute pentru glorie personală, fapte făcute prin strofocări personale, fapte făcute după capul meu, nu după legea lui Dumnezeu. Fără un interes sincer pentru Dumnezeu. Vedeți? Credința duce la fapte. Credința duce la fapte. Altfel nu au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Și apoi spune să unim cu fapta cunoștința. Nu fac fapte după capul meu. Frate, de ce ai făcut asta? Așa am crezut eu. Așa am simțit eu. Așa m-am simțit eu călăuzit. Păi ce tu ai? Un fir din asta ne întrerup cu Duhul Sfânt și spune direct, fără ca noi să putem verifica ce anume să faci? Sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Tu poți și ar trebui să poți arăta în Biblie. Am făcut lucrul ăsta, m-am purtat așa, pentru că așa mi-a spus Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură. Am avut o călăuzire, dar mi-am verificat călăuzirea după cuvântul lui Dumnezeu. Am avut un impuls, un sentiment. E bine că și impulsurile și sentimentele noastre trebuie să fie sfințite. Dar ele trebuie să fie în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa le verifici. Cum știi că a fost un impuls de la cel rău? Mai vezi din alea. După Scriptură. Unești cu faptul, spune cunoștința. Cu cunoștința înfrânare. Starea asta de echilibru personal, lăuntric, prin care îți temperezi pulsiunile. Noi, prin natura noastră, suntem dezechilibrați. Mâncăm prea mult, să vede la burțile noastre. Ne uităm prea mult, chiar la lucruri bune și de asta ne punem după aia ochelari, cât fundul borcanelor, da? Cu alea acolo care stați și te-ai uitat și ce-ai făcut. Muncim prea mult! Nu am fi frate, trebuie să muncim, când țara asta e greu. Și eu pot mă la biserică de 4 ori pe săptămână. Muncești, noi muncim, Biblia spune să muncim. Da, Biblia spune și când să te oprești din muncă. Biblia spune și când să te oprești. Noi, în general, putem să dezechilibrăm și să stricăm orice lucru bun pe care ne l-a dat Dumnezeu, fiind neînfrânați. Dar un om mântuit este un om care primește această înfrânare de la Duhul Sfânt. Această parte din roada Duhului Sfânt. Cu înfrânarea este răbdarea. Răbdarea este necesară pentru circunstanțele nefavorabile. Acum vedeți dumneavoastră, nu știu,
noi avem deocamdată doi copilași. Și eu și soția mea ne pierdem câteodată, așa spunem noi, ne pierdem răbdare. Și dumneavoastră vă mai pierdeți, nu? Te-ai rugat odată la Dumnezeu disperat, că n-ai mai rezistat cu copiii tăi și ai simțit că nebunești la propriu. Băi, nu mai rezist, îmi trebuie să-i scot afară din casă. Nu mai pot cu ei. Ești pocăitul și n-ai voie să spui la nimeni treaba asta, nu? Dar ai gândit-o tu și te-ai rugat, Doamne, dă răbdare. Și ce ți-a făcut Dumnezeu? Ți-a mai dat un prunc. Că așa vine răbdarea, prin circunstanțe nefavorabile care nu-ți convin ție. Ai un om la muncă care te scoate, spui tu, din sărite, te scoate din minți, te scoate din fire. Ți-a scăpat de asta, Dumnezeu îți mai dă unul. Doamne, dă răbdare, să am răbdare, Doamne, sărat. Dumnezeu îți mai dă unul ca sărat. Că așa, cum ai vrea să lucreze Dumnezeu răbdarea în tine? Că răbdarea este starea aceea care te ajută să treci prin circunstanțe care nu sunt favorabile. Doamne, aș vrea să fiu o femeie răbdătoare, să vezi ce bărbatul să dea Dumnezeu. O, după aceea, nu cred că a fost voia Domnului să mă căsătoresc cu el. Ba, a fost. Ba, a fost voia lui Dumnezeu. Cum vrei să lucreze Dumnezeu? Pe noi ne interesează, asta e problema, ne interesează mai mult confortul, nu caracterul. Pe Dumnezeu îl interesează mai mult caracterul nostru. Și când spune în Evrei 12, Dumnezeu și-a luat dreptul de a ne duce în școala de disciplină și dătătoare de neprihănire. Și orice este necesar ca Dumnezeu să facă în viața noastră, Dumnezeu va face ca să ne sfințească. Și vom trece prin multe greutăți. Nici mie nu-mi convine ce spun, dar să spune cuvântul lui Dumnezeu. Și asta se va întâmpla cu fiecare dintre noi. Fiindcă Dumnezeu ne primește și spune apostolul acolo, ne iubește. Dumnezeu lucrează răbdare. Cu răbdare spune să unim evlavia, care este teama de Dumnezeu, frica de Dumnezeu, care te ajută să trăiești o viață după voia lui Dumnezeu. Evlavia este că nu te vede nimeni în fața calculatorului și îți apare o reclamă în aia porcoasă. Eu știu că n-ai dat după ea, dar îți apare, că așa au făcut ăștia. Cum să facă bani în pornografie? Decât așa. Și tu închizi! Chiar dacă nu te vede nici mama, nici tata, nici comitetul, nici prezbiterii, nici păstorul. Tu închizi. Închizi pentru că te tem de Dumnezeu. E singur la lucru și zice aici e ceva surplus. Nu e nicio contabilitate asta, nici pe factură, nici pe nicăiere. Asta înseamnă că Dumnezeu a vrut să iau? Nu. A vrut Dumnezeu să iei. Nu? Ai evlavie frică de Dumnezeu. Și tu știi că ești în primul rând înaintea lui Dumnezeu, în orice situație. Și viața aceasta nu se poate trăi decât prin evlavie. Cu evlavia spune să unim dragostea de frați. Și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Ce este interesant? Sunt două relații descrise aici. Dragostea de frați și iubirea de oameni. Întâi dragostea de frați. Să nu vă imaginați vreodată că Dumnezeu o să vă chinuie o veșnicie întreagă să stați lângă oameni pe care nu i-ați iubit niciodată. Nu o să vă chinuie Dumnezeu. Sau unii încerci să spui ăștia tăți pe care nu i-am suportat de viața mea aici. Și Dumnezeu să spună, pe care nu l-ai suportat cel mai mult din adunare? Pe fratele Aurel. 100 de milioane de ani cu el, prima dată. Numai tu cu el, să aveți părtășie. Și o să-ți placă că el va fi atunci un sfânt desăvârșit. Și tu vei fi la fel. O să-ți placă. Dar Dumnezeu nu ne va chinui o veșnicie întreagă să ne ducă lângă oameni pe care nu i-am suportat niciodată. Unii zic în felul următor, ascultați. Zic așa. Doamne, eu mă simt mai bine cu oameni necredincioși, că am niște pucăiți din ăștia care, uite, au făcut aia, și tot scot ochii la pucăiți, ce-au făcut unul și-au făcut altul. Eu nu zic că n-au făcut. Și eu nu zic că n-ar trebui să-i mustri, că Biblia spune să te duci să-i mustri. Eu nu spun asta. Dar spun că ai o problemă dacă nu-ți găsești plăcerea în Sfinții lui Dumnezeu. În biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos. Dacă tu te simți mai bine să petreci cu necredincioși, fii sigur că vei petrece veșnicia cu necredincioși. Și că nu o să te face Dumnezeu cu forța în cer. Zici, Doamne, iar cu pocăiță. Nu va face Dumnezeu lucrul acesta. Dacă i-ai iubit pe frați, vei fi cu frații. Dacă ai iubit mai mult lumea, vei fi cu lumea. Și de fapt arăți că inima ta este tot lumească. În inima celor născuți Dumnezeu a pus dragostea de frați. Și trebuie să extindem. Dar prima dată trebuie să ne arătăm bunătatea față de frați. Și trebuie să extindem dragostea aceasta la dragostea la iubirea de oameni. Și Petru spune în versetul 8, ne dă o motivație, că dacă aveți din belșug, noi gândim în general, cât să fac de puțin ca să fie lucrurile în regulă. Unii au pus, dacă un frate lipsește de 4 ori într-o lună sau de 2 ori într-o lună, trebuie să ne ducem și să-l somăm, să-l disciplinăm. Un pocăit adevărat nu se gândește cât de puțin să vină la biserică ca să nu-l ia frații la ochi. Ci un pocăit se gândește cât de mult
aș putea sta în lucrurile pe care mi le cere Dumnezeu. Pentru că spune aici că și dacă aveți, Petru spune, Dumnezeu asta dorește, că dacă aveți din belșug în voi, dacă aveți din belșug în voi, tu ar trebui să te gândești să spui, vreau să am mai multă credință, vreau să am mai multă faptă, vreau să am mai multă cunoștință, vreau să am mai multă înfrânare, vreau să am mai multă răbdare, vreau să am mai multă evlavie, vreau să am mai multă dragoste de frate, vreau să am mai multă iubire de oameni, vreau să am belșug în viața mea, nu să fiu la o etică din asta minimalistă. Cum stă românul angajat la stat cu, cu lopata rezemată de el și zice că nu mai putut să muncească, că s-a rupt la lopeță. S-a rezemat în ea. Nu pot trase la beton și la ciment. Cum să tragă de timp? Să uită, ha, cum să tragă de timp? Mai dă cu lopata, plictisit așa, de viață. Asta nu e viață de credință, frați și surori. Asta e minte balcanică de care trebuie să ne pocăim. Așa ceva nu funcționează în viața spirituală. În viața spirituală mergi cu motoarele turate la maxim. Că Iisus Hristos a venit să dea oilor țare viața și să o dea din belșug. Belșug. Caracter frumos. Chip care seamănă cu Domnul Iisus Hristos. Din belșug ar trebui să fie cea mai mare tânjire a vieții mele. Dacă am aceste lucruri din belșug, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Da? Dacă ai roada asta, dacă ai chipul ăsta lui Hristos, dacă ai roada Duhului Sfânt, nu vei fi nici leneș, nici neroditor în ce privește de plină cunoștința Domnului Iisus Hristos. Știi că cineva îl cunoaște pe Hristos din caracterul pe care îl are. Te uiți, are înfrânare, are răbdare, are dragoste de frate, atunci îl cunoaște pe Hristos. Dacă nu, e leneș, neroditor. Nu-l cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. El ne dă și o motivație negativă, dar cine nu are aceste lucruri, nu zice cine le are puțin, zice cine nu le are. N-are credință. Să știți că pot să fie oameni din aceștia între noi. Și vă explic imediat, dacă Petru ne explică. Zice, este oricum. Umblă cu ochii închiși, nu știu, dar vreodată un om care se umblă cu ochii închiși, ce te aștepți la un om care umblă cu ochii închiși? Dă cu capul, într-un stâlp, într-un gard. Cade într-o groapă, se întâmplă ceva, dă mașina peste el. Nu merge niciun om normal, la cap cu ochii închiși. Dar Petru spune, dacă nu cauți să ai caracteristicile astea, ești un orb spiritual. Ești un om care umbli cu ochii închiși. Habar nu ai unde te duci. Habar nu ai unde te duci. Este cu ochii închiși și zice, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Și se spune Petru, omul ăsta e foarte ciudat. Omul ăsta a fost curățit de vechile lui păcate, dar nu are roadă. E foarte interesant. Și se întâmplă asta în adunările noastre. Și se întâmplă foarte des cu copiii de credincioși. Ce se întâmplă? Vă spun despre mine. Eu am mers cu colegii mei la băut. Am mers cu colegii mei la fumat. Dar vă spun, niciodată n-am fumat cu ei. Niciodată n-am băut cu ei. Poate vi se pare curios. Dar îmi plăcea să fiu cu ei. Și aveam așa un fel de neprihănire în asta de mine. Mă, ce puternic este eu spiritual. Mă duc cu ei, dar nu fac ca ei. Dar îmi plăcea cu ei. Aveam exact aceeași inimă ca lor, numai că eram mai ipocrit și mai parșiv decât ei. Ei măcar făceau ce le trecea prin cap. Eu vroiam să fac, dar nu făceam. Dintr-un fel de jenă din asta personală pe care am dobândit-o prin educația creștină pe care am primit-o. Dar eram nenăscut din nou. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Nu aveam vicii. Nu trăiam o viață scandaloasă, în păcat, în desfrânare. Nu. Tot păcatul era concentrat înăuntru, ascuns, dar clocotea acolo ca un cazan sub presiune. Și Dumnezeu, prin harul și bunătatea lui, n-a lăsat să explodeze. Dar inima era la fel de stricată ca oricare dintre prietenii mei. Și eu, pe deasupra stricăciunii mele pe care o aveau și ei, aveam ipocrizie multă, fățărnicie multă, moralitate exterioară, justificare. Eu să fiu mântuit din ce să mă scoată Dumnezeu? Că eu niciodată n-am trăit în păcatele lor. Ăștia sunt fariseii. Fariseii noi, din adunări, care sunt crescuți de multe ori în casele noastre și niciodată n-au fost confruntați cu realitatea nașterii din nou. Măi, tu nu ai vicii, dar ai fost născut din nou. Tu nu ai vicii, tu nu ai trăit o viață scandaloasă în desfrânare. Cel puțin nu pe față, cel puțin nu ca să știm noi. Dar tu ai fost născut din nou. Tu te-ai întâlnit cu Hristos. Tu ai inima schimbată. Tu ai fost chemat vreodată la viață de puterea lui Hristos sau nu? Oamenii aceștia au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate și spune că ei nu au aceste lucruri. Ei nu au roada Duhului Sfânt. Să știți că la un moment dat e ușor și pentru omul din lume să respecte niște reguli. Să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. Spui, am un vecin bun, am un prieten bun, am un coleg la muncă care e foarte moral. Are o problemă mare, n-are roadă. Ăla-i testul. Și Domnul Iisus Hristos nu a spus, îi veți cunoaște dacă nu fumează. Îi veți cunoaște dacă nu beau. Alea sunt importante. Dar numai renunțarea la niște vicii. Îi veți cunoaște după roadele lor. E bine să renunți la vicii. E important să renunți la vicii. Dacă ești credincios, ai fi renunțat la vicii. Fără doar și poate. Dar pe lângă partea asta negativă de lăsare la o parte a unor lucruri, trebuie să se vadă în viața ta
roada Duhului Sfânt. Să se vadă în viața ta că ai preluat chipul Domnului Iisus Hristos. Nu ca e chipul unui ateu moralist care acum singurul lucru pe care l-are în plus e că crede în Dumnezeu, vine la biserică când vrea sau când poate, în ghilimele, mai citește Biblia din când în când, se roagă când are chef și cântă câteva cântări. Nu asta e diferența. Diferența este că în tine este roadă. Dacă nu ai roada asta, asta este un test drastic pentru noi, radical. Dacă nu ai roadă, dacă nu ai roadă, cercetează-te în seara asta, să mă cercetez în seara asta. Sunt leneș și neroditor. În ce privește deplina cunoștința Domnului Iisus. Petru merge mai departe și spune, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Interesant. După ce ne spune, într-un cuvânt, să fim sfinți, ne spune apoi să fim siguri. Să întărim chemarea și alegerea noastră. Dumnezeu te-a scos din lumea asta. Dumnezeu te-a atras. Dumnezeu te-a chemat. Dumnezeu te-a făcut parte la o comunitate de oameni credincioși. Dumnezeu te-a mântuit. Și Petru spune, trebuie să fii sigur de lucrul ăsta. Să știi cine ești tu. Că dacă faci lucrul ăsta, spune, nu vei aluneca niciodată. Mântuiesc cu credincioși, ne întâlnim cu credincioși. Frate, ești pocăit? Au început să vorbească pocăiții exact ca ortodoxi. Vă spun deschis lucrul ăsta. Eu sunt foarte deranjat de faptul ăsta. Frate, cum e viața de pocăit? Da, păi frate, și mă străduiesc și eu. Frate, se vezi așa o fi? Frate, dar tu ești sigur de mântuirea ta? Da, păi om vedea ce-o fi. Cum adică om vedea ce-o fi? Da, păi numai Dumnezeu știe. Pare foarte smerit când spune asta, dar așa spune și ortodoxul de peste drum. Numai Dumnezeu știe, om vedea ce-o fi. Numai că el mai adaugă ceva ortodox. Dar ce, s-o întorc cineva de dincolo? Să știți, sunt două întrebări pe care poți să le pui unui om din lume și prin alea două întrebări la cât pe el să înțeleagă că e o nebuloasă în capul lui. Întreb în primul rând. Tu crezi în Dumnezeu? Ce o să zică român ortodox de 2000 de ani? Ce o să zică? Crezi în Dumnezeu? Ce o să zică? Da, cred. Unde te duci noaptea asta dacă mori? Ce o să zică ortodoxul? Păi ce s-o întorc cineva de dincolo? El la distanță de 20 de secunde a spus că crede în Dumnezeu și după aia a negat absolut totul. Și învierea și Domnul Iisus Hristos a negat absolut orice fundament al credinței lui. La două propoziții, la o propoziție distanță. La 20 de secunde distanță. El crede în Dumnezeu, dar de fapt nu crede nimica. Ca habar n-are unde să duce. E ca un ateu, hoinar în lumea asta. Nu știe ce e cu el. De multe ori, din păcate, mulți dintre credincioși sunt în același fel. Întrebați-vă sincer. Sincer. Sunt eu sigur? El zice să întăresc chemarea și alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea. Sunt eu sigur de chemarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu? Sunt eu sigur de mântuirea pe care a lucrat-o Dumnezeu în viața mea? Vedeți dumneavoastră, unii spun așa, dar dacă sigur de mântuirea mea, după aceea o să mă culc pe o pernă spirituală, cum vă spuneam, și o să fac ce vreau eu, că să-i sigur de mântuirea mea. Niciodată așa ceva. Niciodată așa ceva. Pentru că Petru, în același pasaj, leagă sfințirea de siguranță a mântuirii. Sfințirea de siguranță. Singurii oameni care au dreptul să fie siguri de mântuirea lor sunt oamenii sfinți. Nu trăiesc în păcat, mă bălăcăresc în păcat. Și spun, eu sigur de mântuirea mea. Mi-a spus, frate, într-o seară că trebuie să fiu sigur. Mi-a spus, Petru, să-mi tăresc chemarea și alegerea mea, că dacă fac lucrul ăsta, nu alunec niciodată. Nu, Petru nu ți-a spus asta. Petru ți-a spus să fii sfânt și să fii sigur de mântuirea ta. Nu să fii numai sigur de mântuirea ta. Că dacă te întâlnești cu martorii lui Jehova, el s-ar putea să fie mai sigur de mântuirea lor. Ei știu exact cât să duc în cer, cât să rămân pe pământ, știu și casele dumneavoastră ce o să facă, sunt împărțite deja, să vă luați gândul. Da? Că o să aveți moștenitor după capul lor. Ei sigur de mântuirea lor. Dacă te întâlnești cu un mormon care crede toate trăznăile care se pot crede, și ei sigur de mântuirea lor. Numai că nu sfinți. N-au lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Sunt lipsiți total de Hristos. Nici nu cred în Hristosul Scripturilor. Vedeți, lucrurile acestea se leagă împreună. Și spune dacă te concentrezi asupra sfințirii și asupra lucrării pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Nu vei aluneca niciodată și în felul acesta vi se va da din belșug. Dacă ai din belșug luat în viața ta, vei avea intrare din belșug în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am spus, viața creștină este în comunitate. Și acum o să vă spun ceva despre fratele Aurel. Eu nu știu prea multe lucruri despre el. Dar știu un singur lucru. Știu ce ar trebui să fac aici în adunare. Nu mai știu ce prezbitere aveți dumneavoastră, dar vă spun, toți trebuie să facă ce spune Petru în continuare aici. Ia uite ce spune. Petru vorbește despre el. Acum, în prima epistolă se numește în capitolul 5, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter. Și el se considera prezbiter. Care e treaba prezbiterilor? Care e preocuparea lui? De aceea voi fi gata să vă aduc întotdeauna aminte de lucrurile acestea pe care le-a spus aici. Preocuparea unui slujitor adevărat al lui Dumnezeu nu este să vină cu inovații, cu idei proaspete,
și să predice această viață pe care Dumnezeu o cere de la noi și o lucrează. Cu toate că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Și te-ai putea să te întrebi, mă, dacă ăștia le știau și erau tari. De ce Petru se preocupă să le mai spună încă o dată? Să le mai aduc aminte încă o dată. Că noi avem acest dar, în ghilimele de rigoare, al uitării. Și avem această tendință de a ști multe lucruri și de a nu face. Și el vrea să stârnească în ei gândul cu privire la ce viață trebuie să aibă. Dar să socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. V-ați rugat vreodată pentru trezire spirituală? Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră trezire spirituală. Ce vă imaginați să fie? Se simțim așa toți că suntem pe un val din ăsta spiritual, cu mintea în nori, așa cum sunt tinerii îndrăgostiți. La ce vă gândiți când vă gândiți la o trezire spirituală? În trezirile spirituale a fost rugăciune, în trezirile spirituale a fost o preocupare serioasă pentru Cuvântul lui Dumnezeu, în trezirile spirituale a fost sfințire, în trezirile spirituale a fost tot ce spune Petru în capitolul ăsta. Și el spune, vă aduc aminte din Cuvântul lui Dumnezeu ca să vă țin treji. Așa vrea el să facă, să producă, prin lucrarea Duhului Sfânt, trezire în adunare, să țină trezirea. Trezirea. Mulți vor tot felul de treziri. Cine vrea trezire la o viață sfântă? Cine vrea o trezire prin Cuvântul lui Dumnezeu? Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Și care ar fi un gând cu care ar trebui să te sui de fiecare dată la învon? Dacă ești în seara asta aici și te mai ridici la învon din când în când. Să te ridici la învon și să spui doar lucrurile pe care le-ai spune, dacă în seara asta ai murit. Doar lucrurile alea să le spui. Pentru că atunci îți vei selecta foarte bine cuvintele. Petru știe că plecarea lui de pe pământ este apropiată, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Și cine dintre noi poate garanta că ajungem până acasă? Și dacă conduci tu încetine cu 50 la oră, vine altul și de peste tine și te poate omorâ. Sau Dumnezeu îți umblă puțin la motorașe, pe aici. Și imediat s-a terminat cu tine. Niciunul dintre noi nu putem garanta nici un minut din viața noastră, nici 10 secunde. De aceea, un slujitor adevărat al lui Dumnezeu se va preocupa să spună doar lucrurile pe care le-a zice ziua morții lui. Și spune, îmi voi da osteneala, vedeți? Că și predicatorii se ostenesc. Îmi voi da osteneala ca și după moartea mea să vă puteți aduce întotdeauna aminte de aceste lucruri. Cum vă gândiți dumneavoastră la slujba unui predicator? Ce să-i dăm? Să zică mersi dacă îi dăm minim pe economie. Ce mare lucru să predici? Să scrii acolo câteva lucruri, piscălești pe foaie și te duci în fața bisericii să predici, nu? Cam așa gândesc credincioșii, nepocăiți, cât trebuie, despre lucrarea de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu. Mare lucru. S-o ridica și el să spună trei cuvinte acolo. Și mare lucru nu face, că oricum plagiază pe ăștia din Biblie, care au spus deja ce trebuie să zică el. Petru spune că este o ostenială în a împărți drept cuvântul adevărului. Pentru că sunt de atâția oameni care nu fac lucrul ăsta. Și ce ne-ar prinde bine? Cât un an, doi, de predicare proastă, că atunci când vine un om care predică Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem acolo pe însuși Dumnezeu predică. Și multe atunci se întâmplă lucrul ăsta. Să prețuim pe toți aceia care slujesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Pe toți aceia care ne dau hrană spirituală. Nu vă spun să prețuiți pe impostori, că sunt o grămadă din ăștia. Petru vorbește în capitolul 2, cel mai lung capitol din epistolul despre falși învățători care se ridică între noi. Nu cu aia să-i prețuiți. Nu spun să vă spălați creierul să spuneți ce, tot ce spune, oricine tot ce spune, m-a s-o ridicat să învață să-l crede. Nu. Când s-a dus Pavel să predice în Berea, spune că se ducea acasă și cercetau să vadă ce a spus Pavel. Dacă e după Cuvântul lui Dumnezeu. Îl verificau până și pe apostolul Pavel, dar aminte pe mine. Sau pe noi. Prezbiterul ăsta e lucrarea lui. Să aducă Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce fac adunările? Zice, mă, ni se pare nouă că fratele păstor cam nu știți ei. A zis, mă, de treabă. Și pun, la faianță, la mătura, la rânduit, tot felul de lucruri. Și omul se ridică după aia la învod și spune, abia nu a avut cuvânt. Că l-ai pus să ocupe de băi, de grese, de geamuri, de toate, și de stații, de cabluri, de microfon, el trebuie să facă toate. El e un fel de caracatiță din asta care nu vânzi de peste tot. Cum vrei Domnul să mai pregătească? Și ce au pus apostolii? Și ce au spus apostolii? Apostolii noi, noi suntem super oameni. Suntem apostoli, Domnule. Noi ne putem ocupa de toate lucrurile. Eu am spus, vom lăsa noi Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese nici vorbă. Alegeți niște oameni, iar noi vom stărui în rugăciune și în Cuvântul lui Dumnezeu. Asta a fost preocuparea lui.
Și fiecare adunare, ascultați-mă, ar trebui să faciliteze păstorului, prezbiterilor, să se ocupe de lucrarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Faceți un calcul matematic simplu. Dacă într-o adunare sunt 20 de familii sau 20 de persoane care au un salariu minim pe economie, ar putea să susțină un păstor. Să se poată ocupa de treaba asta. Să se poată ocupa de treaba asta. Biblia învață și lucrul acesta. Deși unii își imaginează tot felul, au tot felul de păsărele în privința asta. Biblia învață lucrul acesta. Îmi voi da ostenire. Să ostenește și predicat. Versetul 16 la versetul 17, de fapt până la versetul 18, Petru ne arată persoana centrală din viața creștină, care este, bineînțeles, Domnul Iisus Hristos. Și spune el în versetul 16, în adevăr v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Când a venit Domnul Iisus? Petru spune, v-am făcut cunoscut venirea Domnului. Când a venit Domnul Iisus? Și limba originală folosește cuvântul parosia, care e folosit peste tot în Sfânta Scriptură, referitor la venirea Domnului. Când a venit Domnul Iisus? Petru începe să vorbească despre venirea Domnului Iisus, pentru că gândul la venirea Domnului Iisus Hristos va modifica trăirea noastră. Dacă te duci la școală mâine dimineață și ți s-a dat teză sau test și te-ai gândit că în timpul ăsta vine Domnul Iisus, n-ai scoate cartea de sub bancă să copii, așa-i? N-ai vrea să te prindă Domnul cu caietul lipit aici de bancă. Știu și eu tehnicile. Nici cu mâinile scrise. Sau cu bilețele pe sub cămașă. N-ai vrea să te prindă Domnul așa. Dacă ai fi la lucru, n-ai vrea să te prindă Domnul rezemat în glopată. Ai vrea să te prindă Domnul mucind pentru slava Domnului. Dacă ai fi acasă, n-ai vrea să te prindă Domnul țipând la nevastă ta. Amin? N-ai vrea să te prindă Domnul așa. Nici trăgând la prunci n-ai vrea să te prindă Domnul. Nici pierzând vremea n-ai vrea să te prindă Domnul. Și fii sigur că n-ai vrea să te prindă Domnul în fața calculatorului sau la televizor. Fii sigur de asta. N-ai vrea să te prindă Domnul așa. Gândul la venirea Domnului poate să modifice radical trăirea noastră. Problema este că noi ne mințim pe noi înșine și credem că încă nu o să vină mâine. Avem noi așa o siguranță din asta, aș spune chiar diabolică, că Domnul nu o să vină. Va veni deodată, fraților. Va veni deodată. Și pe mulți îi va prinde ca un hoț. Dar pe noi n-ar trebui să ne prindă așa. Pentru că în fiecare zi ar trebui să trăim cu gândul la venirea Domnului. În capitolul 3 spune, pentru că vor veni și niște bajocoritori în vremurile din urmă și vor spune, unde-i venirea zilei Domnului? Unde-i, Domnule? Că de când au murit părinții noștri, toate lucrurile au rămas la fel. Și sunt mulți predicatori care spun, vă spun că sunt niște semne care nu s-au împlinit, nu o să vină Domnul. Poate nu o să vină, dar poate mor tu. Și te duci tu. Și aceeași problemă. Ai exact aceeași problemă. Venirea Domnului are o putere, o forță de curățare a vieților noastre. O forță de a ne ține întotdeauna atenți pe calea noastră. Nu de frică, ci de bucurie că vine prea iubitul sufletelor noastre să ne ia cu El. Și să scăpăm de viața asta stricată. Și Petru spune, o dovadă că Domnul va veni, este că Domnul, pe muntele schimbării la față, a venit cu putere și cu slavă. V-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme, meșteșugite acăpite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată sau deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Vă menționez un singur aspect din evenimentul al schimbării la față. Știți că Domnul Iisus este în mijloc? Puțin așa ne gândim noi. De o parte și de alta este Moise și Ilie. Legea și prorocii. Este acum trăim în, eu am așa niște meciuri cu câțiva prieteni adventiști, că pe unii nu-i pot numi frați. Pe drept nu pot să-i numesc, că adaugă la jertfa Domnului Iisus tot felul de lucruri, din păcate. Pe unii pot numi. Cred în aceeași mântuire de obște pe care am primit-o și eu. Pe unii pot. Și unii dintre ei spun, Doamne, nu, și cu argumente, și succes Biblia, că trebuie să ascultăm de aia, că de aia nu mai trebuie să ascultăm, că de asta trebuie să ascultăm, că de la cine nu trebuie să ascultăm, și tot așa. Vreau să vă spun un lucru, lucrurile se rămânesc foarte simplu. Îl lași pe însuși Dumnezeu din cer, deoparte e legea și profeția, adică Vechiul Testament, și în mijloc este Domnul Iisus Hristos, întemeietorul noului legământ. Și lași pe Dumnezeu din cerul să ne spună ce anume trebuie să fie autoritatea în viața noastră. Și Dumnezeu din cerul spune așa, îi dă slavă doar Domnului Iisus Hristos, mărire doar Domnului Iisus Hristos, să arată gloria doar Domnului Iisus Hristos și spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea de El să ascultați. Și tot ce vine de la Domnul Iisus Hristos și apostolii Lui,
care au adus revelația lui Dumnezeu pentru biserica noului legământ, toate lucrurile acelea sunt valabile pentru noi. Tot ce apostolii au luat, au preluat din Vechiul Testament și ne-au spus asta s-a împlinit în Hristos. Astea sunt principii universale care rămân pentru totdeauna. Toate lucrurile le primim. Ce a spus Domnul Iisus Hristos și ce au pus apostolii lui ca temelie pentru biserică. Lucrurile s-au lămurit odată. Când Iisus a venit în slavă și în glorie. Persoana centrală a creștinismului, a vieții creștine, rămâne Domnul Iisus Hristos. Și închei cu următorul aspect al vieții creștine. Preceptul după care noi ne ghidăm pe viața, nu viața creștină. Dacă ai rămâne, mie mi s-a stricat odată GPS-ul prin Austria și am ajuns undeva pe munți, pierdut în spațiu. Nu știam unde sunt și ce caut acolo. Am mers cu moda GPS-ul. Am zis acolo un drum de piatră. Nu te aștepți că mergi pe autostradă să sfârșești acolo. Și lucrul pe care ți-l dorești atunci îți se revine GPS-ul. Că tu n-ai nici cea mai mică idee nici unde ești și nici unde te duci. Și unde ai vrea să ajungi. Zice Scriptura în locul acesta că pe pământul acesta Dumnezeu ne-a lăsat o lucru. Zice și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Vreau să vă spun un lucru. Dacă s-ar fi auzit la Târgu Jiu că în seara asta ar fi venit Pavel înviat din morți aici, era plin aici. Era plin. Nu crezi că era plin? Era plin. Sau dacă ar fi venit Petru. O înviat, un sfânt. Toată lumea bun loc acolo. Ce credeți că ne-ar fi spus Petru sau Pavel dacă ar fi înviat? În seara asta. Ce credeți că ne-ar fi spus? Ce crezi? Gândiți-vă, lăsați imaginația. Ce? Exact. Aceleași lucruri ne-ar fi spus. Și ce ne-ar fi spus Petru? Ați venit aici ca să vedeți învieri din morți, nu? Întoarceți-vă la 1 și 2 Petru. A, și la Epistolul lui Pavel. Că începe să-l recomandă mai încolo. Pe Pavel. Ne-ar fi spus aceleași lucruri. Tot ce Dumnezeu a vrut să ne comunice prin profeție, ne-a comunicat deja. După ce Petru descrie experiența extraordinară cu Domnul Iisus, ați fi vrut să fiți pe munte acolo. Deși ucenicii au fost cam debusolați, nu știau ce spun, nici ce fac acolo. Ați fi vrut să fiți la experiența aia grozavă, să vedeți slava și gloria Domnului Iisus. Nu vă temeți, o să o vedeți într-o zi. Dar Petru spune că atâta timp cât suntem pe pământ, e mai tare decât experiența aceea, cuvântul prorociei, mai tare, e mai sigur pentru noi. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare la care bine faceți că luați aminte. Nu citind o dată pe săptămână Biblia sau ascultând Biblia predicată o singură dată pe săptămână în adunare sau de două ori. La care bine faceți că luați aminte la cuvântul prorociei. Ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Lumea aceasta este lumea întunericului. Și s-a arătat deja lucrul acesta. Lumea aceasta nu este prietena noastră. Lumea aceasta nu caută binele nostru. Valorile lumii, teologia lumii, teoriile lumii, filozofiile lumii, tot ce este lumea asta vine de la cel rău. Lumea zace în cel rău. Lumea nu este prietenul nostru. Haideți să ne trezim. Lumea nu este prietenul nostru. Lumea este un loc întunecos. Și dacă nu ai o lumină în locul ăsta întunecos, ai să te rătăcești. Lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o în locul ăsta întunecos până la venirea Domnului Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu, având cuvântul prorociei făcut și mai tare, care strălucește ca o lumină într-un loc întunecos, auziți, până va răsări, până va crăpa de ziul și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Până vine Domnul Iisus Hristos, ai o preocupare sinceră pentru cuvântul Lui. Asta e lumina. Asta e busola. Asta e harta. Fără ea te rătăcești. Și spune apoi, acest cuvânt de la Dumnezeu este inspirat de Dumnezeu. Nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Viața creștină. Să capătă de la Dumnezeu, să primește ca un dar. Viața creștină funcționează pe principiul harului. Dumnezeu mulțește har după har în viețile noastre. Viața creștină, frați și surori, viața creștină este acompaniată de Dumnezeu cu provizii de enumărate. Tot ce privește viața și evlavia ne-a fost dat prin Dumnezeiasca Lui Putere. Viața creștină conține și o practică, să unim toate lucrurile alea excelente, să avem din belșug lucrurile acelea. Viața creștină în comunitate înseamnă o așezare sub autoritatea oamenilor care predică Cuvântul Lui Dumnezeu. Eu cât timp sunt după Biblie am autoritate, când nu mai sunt după Biblie nu mai am nicio autoritate și nici o ungere. Și nici o ungere. Viața creștină este centrată în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Ni se spune despre o venire a Domnului Iisus și ni se mai spune despre a doua venire a Domnului Iisus pentru noi. Iar viața creștină este condusă după acest precept. Aceasta este lumina
care strălucește într-un loc întunecos. Să vă binecuvânteze Dumnezeu cu această viață creștină. Amin. Amin.